Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată Bun, în numele și meritele Domnului Iisus, că ai fost alături de noi în această zi. Îți mulțumim pentru binecuvântările care le-am primit din mâna Ta. Îți mulțumim că și ne găsim din nou la picioarele Tale în aceste clipe și dorim ca să studiem din cuvântul Tău. Te rugăm să ne dai înțelepciune pentru a înțelege cuvântul Tău și te rugăm să ne dai putere să-L punem în practică de zi cu zi. Te rugăm și pentru fiecare dintre noi care vom participa la aceste discuții, la acest subiect, să ne dai putere, Duhul Tău să ne călăuzească, să ne însoțească, să ne lumineze și te rugăm pentru cei care vor asculta prin intermediul internetului, să-i cercetezi Tu și să-i luminezi mintea. Ajută-ne pe toți să înțelegem care este voia Ta și care este datoria noastră, să ne pregătim ca popor și ca individ și când vei veni Tu să ne iei acasă în împărăția Ta. Ne încredințăm în brațele iubirii Tale, slăvit și lăudat să fii Tată prin Fiul Tău. Amin. 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 Vă doresc pacea Domnului tuturor. În seara aceasta vom continua studiul cărții lui Alonzo Jones, Evanghelia veșnică în epistola către Galateni. Este studiul 23. Deci până astăzi avem 23 de studii și am ajuns la capitolul 3, versetul 19. Este cel pe care l-am studiat data trecută și am văzut răspunsul la întrebarea pentru ce este legea. Și până când este legea valabilă. Și din ceea ce am citit, am văzut că când spune că până vine semânța, se referă la a doua venire, așa că legea ca un, să zic așa, detector al păcatului este valabilă până a doua venire lui Hristos. Deci legea nu a fost anulată cu moartea lui Hristos, legea morală, ce zice porunci, ci este valabilă și astăzi și este legea bună dacă înțelegem scopul legii, adică să ne arate păcatul. Nu să ne dăm neprihănire, pentru că legea nu are această putere. Neprihănirea vine din altă sursă, de la Dumnezeu. Dar omul care are nevoie de neprihănire trebuie să fie conștient de acest lucru și devine conștient atunci când înțelege că este păcătos. Și această înțelegere că el este păcătos este lucrarea legii. Adică atunci când privim la legea lui Dumnezeu, înțelegem că viața noastră nu corespunde cu ceea ce legea zice. Și tot ce facem contrar cu legea este păcat. În seara aceasta vom studia versetele 21 și 22 din capitolul 3. Deci Jones continuă mai departe ideea lui Pavel, explicația ideii lui Pavel. Și citim acum cele două versete. Deci Galateni 3, 21 și 22. Cine citește primul? Sora Florina. Mă scuzați, de unde? Pe ecran. Este pe ecran, nu vedeți? Da, da. Așa. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credință în Iisus Hristos. Da, este 21-22. O întrebare. Este posibil ca legea să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Acum, să clarific mai bine întrebarea. Clar că legea, așa cum Dumnezeu a dat-o, nu este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu, dar omul
poate să o facă să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Da. Cum? Prin a o ridica prea mult această lege și a pune-o ca un ca o piedică în fața acestor făgăduințe ale lui Dumnezeu. Da, sunt de acord cu tine că omul poate să facă acest lucru, dar haideți să vedem, înainte să citim, să înțelegem bine ce spune aici Pavel. Deci legea clar, așa cum Dumnezeu a dat-o, cu scopul pe care el a avut în mintea lui, nu este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Despre ce făgăduințe se referă? La care făgăduință se referă Pavel aici? Am citit zilele trecute tot timpul despre făgăduința aceasta. Și am amintit despre omul căruia i-a fost dată făgăduința. Cine era omul acela? Avram. Avram, așa. Făgăduința este că el va moșteni noul pământ. Adică făgăduința a fost mântuirea. Legea care a venit 430 de ani după ce Domnul a dat făgăduința lui Avram, nu a fost dată cu scopul de a fi împotriva acestor făgăduințe. E, acum, cum putea Avram să primească făgăduința? Prin ce? Credință. Prin credință, corect. Dacă omul ia legea lui Dumnezeu, ce zice porunci, și le pune ca un mijloc prin care se ajunge la făgăduință, ca omul să primească această făgăduință, adică legea să dea viață, adică mântuire. Dacă omul vede în legea ceva care îi dă mântuire prin păzirea ei, atunci neprihănirea vine din lege. Și în felul acesta, modul cum un om vede legea sau cum înțelege legea, o pune să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Pentru că dacă omul face ceva, uite, de exemplu, eu țin legea, fac tot ce spune legea și Dumnezeu vine și îmi spune, uite, eu îți dau ca un dar mântuire. Este corect spus acest lucru? Spune că Pavel în Romanii știu acest lucru și unde vreau să ajung. Adică dacă eu lucrez, păzesc legea, atunci mântuirea și prin aceasta, prin păzirea legei să fiu mântuit, înseamnă că mântuirea nu este prin făgăduința, nu este un dar. Este ceva ce eu am merit, pentru că am muncit pentru asta. Faptul că mântuirea este un dar prin făgăduința lui Dumnezeu, este argumentul cel mai puternic că legea nu, sau păzirea legii nu poate să ne dă viața. Mântuirea este ori prin lege, ori este un dar. Dacă înțelegem corect scopul legii, că este cel care ne arată păcatul și care ne duce spre Hristos, ca să căpătăm neprihănirea Lui, atunci legea este bună. Dacă o folosim greșit, adică în lege căutăm, prin păzirea legii căutăm viața, mântuire, atunci o facem legea să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Și o să citim în seara aceasta că acest lucru este imposibil. Primul paragraf. Cine citește? Sora Andreea, puteți citi? Da. Nu este posibil ca legea să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu, deoarece dacă Dumnezeu a făcut o făgăduință, de ce ar da altceva împotriva făgăduinței și cum ar putea să facă așa? De ce ar dori să slăbească sau să îngrădească propria sa făgăduință? De aceea, acel nici de cum este spus împotriva oricărei sugestii de acest fel. În loc ca legea să fie împotriva făgăduinței, după cum am văzut iar și iar. Ea este un ajutor pentru oameni ca să ajungă la împlinirea făgăduințelor.
Da, deci dacă Dumnezeu ar fi dat legea să fie împotriva făgăduințelor lui, înseamnă că Dumnezeu se contrazice. Și chiar unii creștini așa cred. Sunt creștini care cred că în Vechiul Testament viața se capăta prin ascultare de lege. Și în Noul Testament prin har, prin credință. Este un dar. Dar noi studiem în seara aceasta, nu seara aceasta, tot cartea întreagă de fapt, și exemplul pentru neprihănirea prin credință este Avraam. Este omul care a trăit în Vechiul Testament. Ceea ce vedem că mântuirea din totdeauna a fost prin credință. Dacă Avraam a fost mântuit prin credință, este clar că în Vechiul Testament și în Noul Testament Dumnezeu a făcut ca oamenii să fie mântuiți prin același mod, adică prin credință. Niciodată Dumnezeu nu a intenționat că vreun om să fie mântuit prin păzirea legii, prin faptele lui. Aceasta este o concepție greșită pe care, din păcate, unii creștini o au. Adică că prin fapte putea să fie mântuit vreun om. Legea a fost dată, cum spune aici, ca un ajutor pentru oamenii ca să ajungă la împlinirea făgăduinței. Nici de cum să fie împotriva făgăduințelor. Următorul citat. Frate Gelu. Motivul divin expus aici pentru care legea nu este împotriva făgăduinței este acela că dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, atunci, într-adevăr, neprihănirea ar fi venit din lege. Și dacă neprihănirea ar veni din lege, atunci nu mai e nevoie de nicio făgăduință. Într-adevăr, atunci făgăduința nu și-ar fi avut rostul, întrucât celui ce lucrează, celui ce obține neprihănirea din lege, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca har, ci ca ceva datorat. Da, deci am amintit mai devreme acest verset, celul ce lucrează, adică cel care păzește legea, obține neprihănirea prin lege, atunci nu poate Dumnezeu să-i spune că, uite, eu îți dau mântuirea prin har. Omul poate să spună, dar Doamne, stai puțin, eu am muncit pentru asta. Înțelegeți? Acest lucru este imposibil. Pentru că Dumnezeu nu a dat legea ca cineva să lucrează, adică să o păzească pentru a obține neprihănire. Este imposibil acest lucru și noi am văzut în studiile trecute. Următorul citat. Dacă neprihănirea ar putea fi obținută făcând fapte bune, ar intra în posesia celui ce o lucrează, prin însuși actul lucrului înfăptuit. Și odată ce are în posesie, ce o are în posesie, nu mai încape loc pentru făgăduința că o va primi. Iar dacă neprihănirea ar putea fi obținută făcând fapte bune, atunci răsplata neprihănirii ar fi meritată, așa că ar fi ceva datorat. Și dacă ar fi oprită față de cel ce o merită și căreia este datorată, aceasta ar fi o nedreptate. Așadar, dacă neprihănirea s-ar obține din lege, nu ar mai fi loc pentru făgăduință, căci chiar faptul de a promite unei persoane ceva ce deja merită și ceva ce deja îi este datorat, înseamnă a reține față de persoana aceea lucrul meritat și datorat, iar aceasta ar fi o nedreptate. Da, cred că este clar ce vrea să spun aici. Într-adevăr, dacă ar fi posibil pentru un om să păzească legea perfect, atunci, într-adevăr, el va merita mântuire. Problema nu este în lege. Problema este în omul că nu este capabil să păzească legea. Din cauza stării noastre de păcat, din cauza naturii noastre păcătoase, niciun om prin propria putere, prin propria sa putere, nu poate să păzească legea. De aceea, faptele bune pe care amintește aici Jones, sunt lucrarea lui Dumnezeu.
El face faptele în noi. De aceea noi nu putem spune că am făcut fapte bune, am păzit legea, acum merit mântuire. Este imposibil acest lucru. Sora Florina? De aceea, oricum ne-am gândit, dacă neprihănirea putea fi obținută din lege, atunci legea ar fi împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Iar ca un om să aștepte neprihănire de la lege, prin faptul că face așa, pune legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Însă în fața tuturor ideilor de a obține neprihănirea din lege, Domnul așează acel nici de cum, sau, cum este în limba engleză, God forbid, King James Version, adică să ne ferească Dumnezeu să punem legea împotriva făgăduinței. Da, deci de aceea m-am întrebat și la început dacă este posibil ca un om, prin modul de a gândi și prin modul de a face, poate să facă legea să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, cred că toți și am avut în viața noastră această mentalitate, amestecând harul cu faptele, crezând că dacă facem mai multe fapte, poate teoretic recunoșteam că nu putem, dar de multe ori ne gândim așa, păi uite, când nu reușim să facem ceva și imediat ne descurajăm și ne gândim că uite, nu pot să fac și nu pot să fiu mântuit, uite, nu ajung să țin sabatul, nu ajung să fac cu tare lucru. Sau la reforma sanitară, de multe ori ne gândim, uite, nu fac așa cum scrie, e greu să fiu mântuit. De multe ori oamenii se gândesc într-un mod legalist, adică chiar dacă noi spunem mântuirea prin credință, dar de multe ori felul cum explicăm acest lucru este de fapt mântuirea prin fapte. Trebuie să avem o mare grijă și atunci când nu reușim să ajungem la un standard pe care știm că Dumnezeu îl cere de la noi, în loc să facem mai mult efort uitându-ne la lege și să spunem, aha, așa trebuie să fac, ar trebui mai mult să ne rugăm și să cerem de la Domnul ca El, prin puterea Lui, să facă acest lucru în noi. Și dacă noi cu adevărat dorim să biruim păcatul, toată puterea ne este la dispoziție. Problema de multe ori nu este la Domnul, pentru că El ne-a promis, dacă cerem acest lucru de la El, El ne va da biruința. Problema este la noi. Acum, motivele poate să fie diferite pentru fiecare om, dar cu siguranță, dacă nu reușim să biruim păcatul, este ceva la noi, problema. Și cred că fiecare trebuie să se cerceteze în cazul dacă are un păcat nebiruit, cunoscut, care este exact problema? De ce nu reușesc? Următorul citat. Sora Andreea. Un alt motiv arătat pentru care neprihănirea nu se poate obține din lege este acela că legea nu poate da viață. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, atunci, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. În felul acesta este certificat prin cuvântul lui Dumnezeu că neprihănirea și viața vin din exact aceeași sursă și în exact același fel și anume ca un dar fără plată al lui Dumnezeu, oferit prin puterea sa creatoare, întrucât El este autorul și Domnul vieții. Neprihănirea și viața vin din exact aceeași sursă. Neprihănirea este păzirea legii. Deci și viața veșnică, adică mântuire, și păzirea legii vin de la Dumnezeu. Nu? Este un dar de la Dumnezeu. Dacă cineva vrea să comenteze ceva, fiți liberi și doar ridicați mâna și puteți comenta. Dacă credeți că ceva trebuie spus important la ceea ce citim acum. Mergem mai departe.
Frate Gelu? Nu este nicio lege care să poată da oamenilor viața, întrucât toți oamenii și-au pierdut viețile prin faptul că au încălcat cea mai înaltă lege a Universului, legea lui Dumnezeu. Și pentru că toți oamenii au călcat legea cea mai înaltă din Univers și astfel și-au pierdut viețile, nicio lege inferioară acestia nu poate să le dea viață. Nici măcar legea aceasta, cea mai înaltă, nu poate să le dea viață. Și aceasta deoarece, întrucât au încălcat-o și și-au pierdut viețile, fiind păcătoși și condamnați la moarte, nu le este cu putință să o respecte, ci nu pot decât să continue să o încalce. Așa că, pentru oameni, nu este viață în nicio lege. Da, în afară de Hristos, deci dacă omul nu este în Hristos, indiferent cât de mult se străduiește, indiferent câtă putere are, poate să aibă o voință puternică, orice are omul, de la sine însuși nu are nicio șansă să respecte legea. Tot ce poate să facă este să o încalce. Doar că este posibil ca omul să-și pune un standard propriu și să creadă că a ajuns la păzirea legii. Aceasta a fost problema cu farisei, nu? Pavel spune, din punct de vedere acesta, era neprihănit, nu? Pentru că ei credeau ca farisei, într-adevăr credeau că ei păzesc legea perfect. Și Pavel, până l-a cunoscut pe Hristos, până când Domnul Hristos i-a deschis ochii și a văzut mărimea legii, a văzut legea în, cum să zic, așa cum este, așa cum Dumnezeu o vede, Pavel a înțeles de fapt că el în viața lui nu a păzit legea de fapt. El a păzit doar niște porunci omenești, un standard de neprihănire pus de oamenii. Este pericolul și noi să ne punem un standard crezând că o simplă împlinire a acestor reguli pe care nu le stabilim, că am ajuns la neprihănire și să ne liniștim crezând că gata, am ajuns la mântuire. Este imposibil ca omul care nu este în Hristos, care nu are relație cu Hristos și care nu a devenit partaj de natură divină, este imposibil să păzească legea. Este adevărat că legea trebuia să dea viață, dar din cauza faptului că a fost încălcată, a pricinuit moartea. Romanii 7:10. Este adevărat că este scris, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Romanii 3, 10 și 12. Versetul spune așa, cine va face aceste lucruri, adică cine păzește legea, va trăi prin ele. Problema este că nici un om nu poate să facă acele lucruri. Adică nici un om nu poate păzi legea fără Hristos. Aici este problema, nu la lege, problema este la om. Din cauza păcatului, a ajuns într-o stare în care dacă nu primește ajutor din afară, este pierdut. Doar Dumnezeu poate să ne ridice, nu? Noi suntem căzuți în mocirile păcatului. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, ne-a întins mâna. Ce înseamnă credință? Credință înseamnă să ne prindem de mâna lui Dumnezeu. El ne-a atins mâna și spune, prinde-te de mine, eu te scot de acolo. Nu ne zbatem, știți, zbatem cu tot, și cu picioare, și cu mâini, să ieșim din mocirlă, adică prin faptele noastre, încercarea să împlinim legea. Și nu reușim, tot în mocirlă stăm. Dumnezeu ne întinde mâna și spune, prinde-te de mâna mea, eu te scot de acolo. Credința înseamnă exact acest lucru, să ne prindem de mâna lui Dumnezeu și să lăsăm. Să nu ne mai zbatem.
să-l lăsăm că el se înscoate de acolo. De aceea, știți că Jones și Wagoner au predicat un concept foarte interesant, care pentru mulți oameni este ceva care niciodată nu se gândesc. Ei au spus așa, că mântuirea este mai ușoară decât, este mai ușor să fii mântuit decât să fii pierdut. Cam asta este ideea. Noi de obicei ne gândim că e foarte greu să fii mântuit și foarte ușor să fii pierdut. Adică te lași în păcat și ești pierdut. Dacă să fii mântuit, trebuie să faci cu tare lucru, trebuie să păzești legea, trebuie să ții reforma sanitară, trebuie să dai zecime, trebuie să faci cu tare lucru. Și așa mi se pare că e foarte greu. Dar atunci când omul înțelege corect vestea cea bună, că pentru a fi mântuit, tot ce trebuie este să creadă și să lasă pe Dumnezeu să-și facă treaba lui, atunci este foarte simplu și mântuirea este foarte ușoară. Ba chiar spune sora White că pe calea care duce spre iad, Dumnezeu a pus tot felul de piedici, probleme în viață. Dumnezeu vrea să ne oprească de pe drumul acela spre iad, spre moarte veșnică. În timp ce calea care duce spre mântuire spune că Dumnezeu a pus tot felul de, izvoare care prin care te pot racora, să te recorești, să-ți iei din nou putere, să mergi mai departe, mai ușor, știi? E foarte interesant acest lucru. Trebuia să citesc aceste citate ca să le vedem. Deci, ar fi bine dacă le-ai avea. Da, data viitoare o să le pun. Deci, să nu uităm acest lucru. Dumnezeu dorește să ne mântuiască. Dumnezeu nu dorește să ne piardă. Și întreaga putere în acest univers este Domnului. El are putere să ne mântuiască. Un singur lucru nu poate face El. El nu poate să facă ceva împotriva voinței și alegerii noastre. Nu ne va mântui prin forță. Dacă nu vrem să primim darul Lui, dacă refuzăm acest lucru, El cu părere de rău va fi nevoie să se retragă de la noi. Asta este singurul lucru care ne poate face să fim pierduți. Ok, mergem mai departe. Dar Domnul să fie binecuvântat. Ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slăbită din cauza trupului, slăbită din cauza păcătoșeniei trupului, a făcut Dumnezeu, trimițând pe Fiul Său în asemănarea trupului păcătos. Ceea ce legea nu putea să facă, nu putea să facă acel lucru pentru care fusese rânduită, nu putea să dea viață, a făcut Dumnezeu, trimițând pe Fiul Său. În asemănarea cărnii păcătoase, El, din pricina păcatului, a condamnat păcatul în trup pentru ca neprihănirea legii să poată fi împlinită în noi. Cei care nu umblăm după trup, ci după Duhul. Romani 8:3-4. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Roman 6:23. Da, deci ceea ce am spus mai devreme, Dumnezeu ne-a întins mâna prin Hristos, ne-a întins mâna și cine se prinde de mâna Lui va fi mântuit. Și mai mult decât atât, sunt creștinii care dau la o parte legea și cred în mântuirea prin har, dar harul ieftin, adică nu trebuie să păzești legea. Aici, în acest verset din Romanii, capitolul 8, ne spune clar că Domnul Hristos a condamnat păcatul în trup, în trupul Lui, pentru ca neprihănirea legii să poată fi împlinită în noi. Domnul Hristos nu a murit ca noi să fim mântuiți călcând legea Lui Dumnezeu, ci El a murit
a condamnat păcatul în trupul său, a murit pentru noi, ca neprihănirea legii, adică păzirea legii, să fie împlinită în noi. Oamenii care vor fi mântuiți vor trăi conform, în acord cu legea, în armonie cu legea. Deci noi nu credem în har ieftin, chiar dacă în aceste studii clar am înțeles că niciun om nu poate fi neprihănit sau nu poate fi mântuit prin faptele legii. Mântuirea este doar prin credință, este un dar. Dar adevărata credință totdeauna se prinde de puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu în noi face ca legea lui să fie împlinită. Adică ne face păzitori ai legii. Și faptul că noi păzim legea lui e cea mai mare dovadă. E cea mai mare dovadă că avem credință adevărată. Următorul citat. Sora Florina. De aceea, Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos. Iar singurul mod în care cineva poate fi închis sub păcat este de către legea lui Dumnezeu, legea aceea prin care vine cunoștința păcatului. Întrucât Scriptura i-a închis astfel pe tot sub păcat, pentru ca, cu scopul ca, făgăduința ce se obține prin credința în Iisus Hristos să fie dată celor ce cred, este foarte clar că, în loc ca legea să fie împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu, este mijlocul dat de Dumnezeu pentru ca oamenii să ajungă la deplina siguranță a făgăduințelor lui Dumnezeu ce se obține prin credința lui Iisus Hristos. Da. Mergem mai departe. Aici este clar. Sora Andreea. De aceea, legea aceasta nu poate fi desființată mai mult decât pot fi desființate făgăduințele lui Dumnezeu și mai mult decât poate fi desființată credința lui Iisus. Iar oricine vrea să desființeze legea aceasta, prin argument sau prin gând, prin argumentul sau gândul acela desființează făgăduințele lui Dumnezeu și credința lui Iisus și astfel distruge calea mântuirii lui Dumnezeu pentru oameni. Însă aceasta nu poate fi distrusă în realitate, ci doar în experiența individuală a oamenilor. Iar a distruge calea mântuirii lui Dumnezeu în experiența individuală înseamnă a lucra pentru distrugerea eternă a sufletului. De aceea, pretenția că legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, este desființată, este eroarea cea mai uluitoare și destructivă care poate fi întreținută de cineva. Este foarte simplu de înțeles. Dacă desfințăm legea, am desfințat păcatul. Adică dacă legea nu mai există, este anulată, nu mai este valabilă, înseamnă că nu mai există păcat. Pentru că păcatul este călcarea legii. Ai șters legea, ai șters păcatul. Atunci înseamnă că putem face orice. Că nu este nicio lege ca să condamne acest lucru pe care îl facem. De aceea, cum spune aici, pretenția că legea lui Dumnezeu este desfințată este eroarea cea mai uluitoare și destructivă care poate fi întreținută de cineva. Și diavolul, din păcate, reușește cu foarte mulți care se numesc creștini. Acum, nu toți desfințează întreaga lege. Dar pentru unii e suficient o singură poruncă, nu? Porunca a patra. Ca, știți că sunt creștinii care recunosc cele 9 porunci. Au problemă cu porunca a patra. Dar a desfința o singură poruncă este același lucru ca și cum a desfințat toate. Pentru că spune Iacov, cum spune acolo, dacă cineva păzește toate, dar greșește într-o singură, e vinovat de toate, nu? Da. Așa este. Următorul citat.
Este de fapt versetul 23. Frate Gelu. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Galateni 3:23. Aici când spune înainte de venirea credinței, cum înțelegeți voi aceste cuvinte? Credința, la ce se referă exact? Întreb pentru că există printre noi unii frați care spun că credința, venirea credinței se referă la Hristos. Adică atunci când Hristos a venit, noi am fost eliberați de lege. Nu vă spun numele cine spune acest lucru, dar cam asta este ideea. Adică, în Vechiul Testament, înainte ca Hristos să se nască în Betleem, noi am fost sau eram sub paza legii. Hristos s-a născut, a venit credința. Și El ne-a eliberat de această de lege și de acum încolo, de la Hristos încoace, suntem mântuiți prin credință. Sunteți de acord cu ideea aceasta? Nu. Atunci la ce credință se referă aici Pavel? A cui credință? A lui Avram. Nu sunt de acord. A bine, credința lui Avram, când spui la ce te referi exact. Pentru că, uite, spune aici, noi, nu Avram, noi eram sub paza legii. Adică eu, tu și ceilalți care suntem aici prezenți. Eu cred că se referă la credința noastră, credința mea, credința ta. Înainte ca eu să cred, eu eram sub paza legii. Închis pentru credința care trebuia să fie descoperită. Atunci când eu l-am cunoscut pe Hristos și am crezut în El, nu mai sunt sub paza legii. Asta este ideea. Așa înțeleg eu. Hai să vedem ce spune și Jones. Versetul acesta repetă, cu alte cuvinte, ideile specifice din cele două versete imediat anterioare. Versetul 21 declară că legea nu este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu și arată că este un ajutor pentru a ajunge la plinătatea făgăduințelor care sunt în Hristos. Versetul 22 declară că Scriptura a închis totul sub păcat și a făcut aceasta în același scop. Și care este scopul? Pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Așa, următorul. Prin lege vine cunoștința păcatului și legea celor 10 porunci este cea prin care vine cunoștința păcatului. Deci, pentru că Scriptura a închis totul sub păcat și prin lege vine cunoștința păcatului, înseamnă că Scriptura a închis totul sub lege. Și a închis totul sub lege pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Expresia aceasta sub lege este amintită de câteva ori în Biblie. Nu știu dacă ați studiat problema aceasta, dar există două înțelegeri aceste expresii. Sub lege, adică sub datoria, adică ești dator să păzești legea. Și a doua variantă este sub lege, înseamnă sub condamnarea legii. Ce credeți, cei care au studiat problema aceasta, care este corecta variantă? Sub condamnarea legii. Da, acest lucru foarte clar, Jones și Wagoner l-au explicat și o să discutăm despre aceasta în următoarele studii. Sunt de acord și eu. Pentru că sub păcat este egal cu a sub lege. A fi sub păcat, adică trăiești în păcat, legea condamnă păcatul.
De aceea sub păcat este egal cu sub lege, sub condamnarea legii. Sora Florina. Așadar, legea aceea prin care vine cunoștința păcatului, prin legea aceasta, Scriptura a închis totul sub păcat. Iar pentru că prin legea aceasta este închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos, de aceea, așa cum este declarat în versetul anterior, legea nu este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu, ci este un ajutor pentru toți oamenii ca să ajungă la făgăduință prin credința în Iisus Hristos. Este un lucru pe care deja l-am citit și am vorbit despre aceasta, așa că mergem mai departe. Sora Andreea. Același gând este urmărit și în versetul pe care îl studiem acum și anume. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii. Sub paza cărei legi? În mod clar, sub legea aceea prin care Scriptura a închis totul sub păcat. Așa după cum este spus în alt loc. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este starea fiecărui suflet de pe pământ, înainte ca credința să ajungă la el. Da, deci este clar despre care lege este vorba, nu? Sub paza cărei legii? Legea morală, cele 10 porunci. Dar când credința vine la el, adică la om, când se trezește pentru a exercita credința, atunci se manifestă o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Romanii 3, 19-22. În felul acesta este adevărat și în felul acesta toți sunt închiși sub păcat și ținuți sub lege până când credința în Iisus Hristos îi eliberează. Deci toți suntem sub condamnarea legii. Legea ne condamnă la moarte din cauza că trăim în păcat, o călcăm. Legea condamnă orice lucru care nu este în armonie cu ea. Și întreaga omenire, prin păcatul lui Adam, pentru că toți au păcătuit, le ține sub lege, nu? Sub paza legii, întreaga omenire. Până când credința în Iisus Hristos vine la om. Când omul crede, atunci se manifestă o neprihănire. Interesant aici, nu? Neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Fără lege. Adică neprihănirea este fără lege. Cum așa? Pentru că o dă Dumnezeu și nu o dă prin lege, ci o dă ca un dar. Ca un dar. Așa este. Nu prin meritul omului. Nu pentru că s-a străduit foarte mult să păzească legea. Nu pentru că omul a reușit cel puțin o poruncă să țină, perfect. Nu. Neprihănirea vine din altă sursă, nu din lege. Vine de la Dumnezeu. Este un dar. Care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Adică, nu e deosebire nici pentru cei care au legea, nici pentru cei care nu au legea. Adică iudeii aveau legea și ei au ajuns să creadă că prin păzirea legii ajung la neprihănire. Este o mare greșeală, nu? Neamurile nu aveau legea. Și aici Pavel spune că și pentru unii și pentru ceilalți, neprihănirea sau mântuirea este în același fel, prin credință în Iisus Hristos. Următorul paragraf. Frate Gil. Mai este o expresie în verset care trebuie remarcată. În mod deosebit,
și anume că eram închiși, eram sub lege, închiși, eram sub paza legii, închiși, înainte de venirea credinței, este vremea când eram sub paza legii, închiși. Și înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși, pentru credința care trebuia să fie descoperită. Așa. Și cum întrebarea? Da, întrebarea este, cum eram noi închiși? Cine citește? Frate Ger. Cum eram noi închiși? Sub paza legii, sub lege, închiși. Dar a fi sub lege înseamnă a fi vinovat înaintea lui Dumnezeu. Roman 3:19. A fi sub lege înseamnă a fi sub stăpânirea păcatului. Roman 6:14. Iar pentru că noi eram sub lege închiși, înseamnă că este legea ceea ce ne-a închis? Este legea ceea ce ne-a închis. Dar care lege este aceasta? Este aceeași lege din versetele anterioare prin care Scriptura a închis totul sub păcat. Iar unica lege prin care cineva poate fi închis sub păcat este legea aceea prin care vine cunoștința deplină a păcatului. Și aceasta este legea lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci. Da, este un lucru pe care l-am discutat deja. Mergem mai departe. Legea prin care în versetul 22 eram închiși sub păcat este aceeași lege prin care în versetul 23 eram sub paza legii închiși. Și din aceste expresii similare reiese că a fi sub lege înseamnă a fi sub păcat, deoarece a fi închis sub păcat înseamnă a fi sub paza legii închis. A fi închis sub lege înseamnă a fi închis sub păcat. Iar unica lege prin care cineva poate fi închis sub păcat este doar legea aceea prin care vine cunoștința păcatului. Iar legea aceasta este legea lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci. Atunci când citiți cărțile lui Jones, observați un lucru că de multe ori repetă același idee, așa este, același idee cu poate mică modificare, dar același sens. El este un om care dorește ca oamenii să înțeleagă ideea pe care el vrea să o transmite. Și de aceea o repetă ca să se asigure că omul a înțeles ideea. Eu cred că este clar despre ce este vorba. Dacă nu este clar, vom discuta după ce încheiem. Știu că am mai spus asta și o mai spun. El îndeamnă ca cartea lui să fie citită de 7 ori. Așa, da. Deci. Așa că și el repetă această idee sub lege, sub păcat, de 7 ori, ca să intre bine în mintea noastră. Exact. Da, a fi sub păcat înseamnă a fi sub lege. Și sau sub condamnarea legii. Corect. Și acest lucru este până când vine credința, adică până când omul crede. Atunci când omul crede în Iisus Hristos, este eliberat de sub lege, adică de sub păcat, de sub condamnarea legii. De ce? Pentru că atunci când omul crede, el primește neprihănirea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Hristos, ca un dar. Neprihănirea lui Hristos este păzirea perfectă a legii. Și atunci când legea se uită la omul acela, care are în sine neprihănirea lui Hristos, nu găsește nimic să condamne. Nu găsește păcat, pentru că neprihănirea lui Hristos este perfectă. De aceea omul este eliberat de sub lege, de sub condamnarea legii, prin credință. Sora Florina? De aceea, întrucât toți sunt închiși sub păcat, pentru ca făgăduința să poată fi dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos și întrucât legea celor 10 porunci este unica lege prin care cineva poate fi închis sub păcat, este cert că legea
Aceasta nu este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu, ci este singurul mijloc prin care se poate ajunge la adevărata credință și astfel la plinătatea făgăduințelor în Hristos. Da. Ultima parte e foarte cea mai importantă. Deci, este singurul, legea, este singurul mijloc sigur prin care se poate ajunge la adevărata credință și astfel la plinătatea făgăduințelor lui în Hristos. Dacă nu este legea care ne arată păcatul, atunci noi nu suntem conștienți că avem nevoie de mântuitor. Nu suntem conștienți că avem nevoie de credință. De aceea spune că legea este un îndrumător spre Hristos. Legea ne arată calea spre Hristos. Arătându-ne păcatul, ne ajută să înțelegem nevoia noastră de neprihănire. Și legea de asemenea ne arată unde este neprihănirea, unde se poate găsi adevărată neprihănire. Și aceasta este Hristos. A dat legea la o parte înseamnă că omul să fie trimis pe alta cale, nu spre Hristos, nu spre credință, ci o altă cale. Cale inventată de om, care de fapt duce la pierzare, la moarte. Știți, diavolul lucrează atât de subtil, încât mulți oameni cred că merg pe calea cea bună. Merg spre mântuire, dar de fapt merg spre pierzare. Orice om care anulează legea lui Dumnezeu merge pe o cale spre pierzare, nici de cum spre mântuire. Există și altă variantă, alta extremă. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre legea, deci nu o anulează, știu că este valabilă, știu că este bună, dar merg pe o cale încercând prin păzirea legii să ajungă la mântuire. Sunt două extreme, stângă și dreaptă. Și există o cale de mijloc, nu? Legea este valabilă, nu este anulată, este necesară. Scopul legii este să ne arate păcatul și să ne arate calea spre Hristos, spre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu gratuit, ca un dar. Și oamenii care merg pe această cale, de mijloc, eu zic, o numesc așa, sunt singuri oamenii care merg spre mântuire. Și singuri oamenii care vor fi mântuiți. Aceasta a fost ultimul paragraf pentru seara aceasta. V-aș invita să ne rugăm la închidere și după aceea mai discutăm dacă este ceva neclar sau dacă sunt alte întrebări. Cine dorește se poate ruga? Este cineva? Mă rog eu. Da. Tatăl nostru bun care ești în ceruri, îți mulțumesc din toată inima pentru acest studiu minunat, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai învățat. Tată, te rog ca să binecuvintesc pe fiecare membru din acest grup, te rog, Tată, ca să ne ajuți ca să ținem, să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră și ca El să lucreze prin noi voința și înfăptuirea și să ne, prin El, prin credința în Domnul Iisus Hristos, să păstrim legea Ta. Tată, fără Domnul nu putem face nimic, doar prin Tine putem face totul. De aceea te rog ca să ne ajuți pe fiecare și să ne înveți cum să păzim legea și să rămânem în cuvântul Tău ca să aducem rod în neprihănire și în sfințenie și pentru împărăția Ta veșnică. Te rog, Doamne, în această seară să ne păzești de orice vis rău și urât. Te rog să rămâi cu noi și sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească de orice păcat. Până mâine când ne întâlnim din nou, în numele Domnului Iisus, îți mulțumesc pentru tot și te-am rugat. Amin. Amin. Amin.